O echipă de studenții de la Facultățile de Inginerie Electrică și Mecanică, împreună cu profesori îndrumători, au elaborat un proiect pentru realizarea unor carturi electrice. În urma unui concurs de proiecte, ideea a fost declarată câștigătoare, iar Asociația Ford a acordat o finanțare de 50.000 de dolari. Echipa de 5 studenți a realizat 15 carturi electrice, iar REA ADPFL Craiova a amenajat o pistă în Parcul Nicolae Romanescu. Noi aplicăm prin Universitatea din Craiova. Este a doua tură de 4 ani prin care obținem 1 milion de euro într-o competiție pentru finanțarea anumitor proiecte. Acesta este unul din cele 20 de proiecte finanțate de Fundația Ford. 50.000 de dolari au câștigat într-o competiție foarte, foarte grea copiii noștri, studenții noștri. Studenții au făcut acest lucru, ceea ce este extraordinar. Le-am testat și eu ieri împreună cu toți copiii care au fost prin Parcul Nicolae Romanescu și au putut să vină pe velodrom și le-au testat gratuit. Le-a plăcut extraordinar de mult. Este o senzație foarte plăcută atunci când vezi plăcerea din ochii copiilor când în sfârșit poți să beneficieze de un astfel de serviciu. Studenții și profesorilor au achiziționat componente și au asamblat carturile electrice pentru care au configurat și testat softul astfel încât să le poată personaliza, reglând dinamica și viteza în funcție de utilizator. Sunt mândri de proiectul lor și de faptul că au reușit să-i facă fericiți pe pasionații de karting din Craiova. Prima dată am aflat de proiect în cadrul facultății la tot niște studenți colegi. Și am spus că e interesant și de ce nu să particip și eu. Mi s-a părut o idee foarte, foarte bună. Am făcut proiectul în parteneriat cu Primăria din Craiova și REA ADPFL-ul. Și sunteți mulțumiți de rezultate? Vă place? Da, suntem foarte mulțumiți de rezultate. Nu contează câtă muncă am depus, dar contează rezultatul. Ce viteză pot atinge carturile? Care sunt pragurile? Carturile pot atinge 8 km la oră, 18 km la oră, 28 km la oră și 38 km la oră. A fost greu să gândiți proiectul ăsta, să le asamblați? Da, ne-a fost destul de greu, am avut ceva timp să ne gândim. Craiovenii se pot bucura de pista de karting din Parcul Nicolae Romanescu de miercuri până duminică, între orele 12 și 20. Tariful de închiriere este de 50 de lei pentru 5 minute pentru adulți și 10 lei pentru elevi și studenți. Banii vor fi folosiți pentru întreținerea pistei și a karturilor.